Lăudați să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Acum aș dori să ne ridicăm cu toți în picioare și să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Cartea Luca, capitolul 18, începând cu versetul 18 până la versetul 23. Tânărul bogat. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la sărat și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Amin. Am citit despre acest tânăr, un tânăr bogat, realizat, și aș dori să medităm foarte mult la întrebarea acestui tânăr. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Având în vedere subiectul din săptămâna aceasta, veșnicia sau secretul veșniciei, secretul Scripturii, aș dori să înțelegem și să înțelegem și să fim siguri de viața veșnică. Ce trebuie să fac ca să am viața veșnică? Cred că fiecare om de pe pământ dorește să fie în siguranță. Își caută o țară care îi poate proteja viața și să trăiască în siguranță. Cine dintre noi ar pleca să trăiască în Ucraina dacă s-ar trăi financiar bine? Mai bine ca aici. Dar există un pericol de a-mi afecta viața. Cine ar pleca în Africa sau în zonele unde există riscul să îmi pierd viața? Cu toții căutăm o țară în care ne poate proteja. Căutăm un loc de muncă bun, unde să ne asigurăm că avem un loc de muncă. Avem asigurare la mașină, căutăm siguranța sănătății, de aceea avem testele sanitare. În caz că sunt bolnav, vreau să fiu sigur că merg la spital și îmi dă un tratament potrivit cu boala mea sau cu problema mea. Căutăm contracte indeterminate sau cât mai lungi, pentru că vreau să fiu sigur că astăzi, mâine și peste un an am un venit în casa mea. De aceea căutăm contracte de închiriere pe un termen mai lung sau de achiziționare a unei case. De ce? Pentru că vreau să fiu sigur că am un loc unde dormi, eu și familia mea. Nu am auzit niciun om pe pământ până în prezent, nu m-am întâlnit cu niciun om sau tânăr care să spună că nu mă interesează ce voi face în ziua de mâine. Nu mă interesează dacă am ce mânca sau am ce pune pe masă. Nu mă interesează dacă am unde dormi, chiar dacă afară sunt minus 5 grade. Nu mă interesează dacă mă îmbolnăvesc. Nu mă interesează dacă eu și familia mea ne îmbolnăvim și nu avem niciun tratament sau pentru problema noastră un medicament. Ci am auzit doar persoane, dimpotrivă tineri, care caută să-și asigure viitorul, caută să aibă un viitor fericit, un viitor cum se cade, normal. De aceea, în dimineața aceasta, aș dori să vorbesc despre siguranța vieții veșnice. Noi ca și creștini, pe lângă aceste siguranțe sau ne preocupăm de viața aceasta materială, noi ca și creștini trebuie să ne gândim la viața de dincolo, la veșnicie. De ce? Pentru că știm că într-o zi toate aceste lucruri pământești vor arde, se vor termina, suntem limitați aici pe pământ. Și din această viață vom trece la cele veșnice. Fie viața veșnică împreună cu Dumnezeu, unde nu mai există durere, nu mai există necazuri, nu mai există lacrimi, nu mai există oboseală, ci vom primi puteri și îl vom lăuda pe Dumnezeu o veșnicie întreagă. Sau, poate unii vor merge în moartea veșnică sau în iad, acolo unde este focul nu se stinge, unde este viermele care nu moare. Și cel mai grav dintre toată această stare care, pentru cei care merg în iad, sunt despărțiți de Dumnezeu pentru veșnicie. Și nu mai este timp sau opțiune de întoarcere. Odată ajunși acolo, nu mai există cale de întoarcere. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta și să înțelegem că avem nevoie să ne asigurăm de viața veșnică. Cred că unul dintre motivele principale pentru care
Suntem adunați aici în dimineața aceasta este pentru că suntem interesați de viața veșnică. Unii probabil au primit viața veșnică, alții poate caută, poate sunt tineri adolescenți care încă nu sunt născuți din nou și au nevoie de această siguranță. Caută viața veșnică, caută nașterea din nou. Și mi-aș dori din cuvântul lui Dumnezeu să o găsim cu toții. Poate datorită anumitor căderi în viața lor, unii nu sunt siguri dacă sunt mântuiți sau nu, dacă vor merge în cer sau nu. De aceea cred că cuvântul lui Dumnezeu, doar cuvântul lui Dumnezeu, ne poate dărui această siguranță. Lăuda să fie Dumnezeu! Noi avem nevoie de această siguranță ca și oameni și Dumnezeu dorește să ne dea. Doar El ne poate dărui garanția și Duhul Sfânt este o arvună faptului că vom petrece o veșnicie în cer cu Dumnezeu. Observăm din textul pe care l-am citit, un tânăr care avea siguranța banilor, siguranța unei vieți realizate, era tânăr, probabil a moștenit această avere sau probabil a moștenit o parte, s-a realizat singur o parte, nu știm, dar știm că era un tânăr foarte bogat. Și observăm că în viața lui probabil s-a gândit, suflete al meu, uite ai bogăție până la sfârșit, până vei trăi, cât trăiești? 70-80 de ani, uite la toate resursele pe care le am și am cu ce să trăiesc. Dar probabil s-a gândit, dar stai, după 80 de ani s-ar putea să se termine viața aceasta, ce voi face? Păi hai să merg la bunul învățător și să-l întreb. Și în cartea Marcu ne spune că acest tânăr a alergat către Domnul Iisus Hristos, s-a pus în genunchi și l-a rugat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nu este de ajuns să mă asigur doar pentru viața aceasta materială, vreau să fiu sigur că voi merge în rai. Vreau să fiu sigur că intru în posesia vieții veșnice, vreau să o am, vreau să fiu moștenitor. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Este o întrebare vitală pe care trebuie să ne punem fiecare, fie tânăr, fie bătrân, orice om are nevoie de această siguranță și doar Dumnezeu poate să ne dorească. Lăudați să fie Dumnezeu! De aceea aș dori să răspundem la această întrebare, fiecare în lăuntrul lui sau cuvântul lui Dumnezeu să ne răspundă ce trebuie să fac ca să am siguranța vieții veșnice. Și Domnul Iisus îi răspunde prin versetul 20. Știi poruncile, cunoști legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este prima siguranță care îți aduce siguranța vieții veșnice, cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, vorbim de cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoști să nu prea curvești, să nu furi, să nu ucizi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce spune legea? Cunoști ce spune legea? Și dacă tânărul răspundea, da, cunosc, știu foarte bine legea, probabil următoarea întrebare a Domnului Iisus era, păzești ceea ce spune legea? Atunci când ne referim la cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, ne referim la cunoașterea lui Dumnezeu și la păzirea poruncilor lui Dumnezeu, la împlinirea cuvântului. Nu ne referim la a cunoaște doar informația ce spune Dumnezeu sau ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sau ar fi putut răspunde acest tânăr, Doamne, eu nu sunt pastor, eu nu sunt slujitor, eu nu sunt misionar, eu nu sunt unul dintre ucenicii tăi, sau dintre farisei, eu nu știu cuvântul în totalitate, eu nu știu să predic, știu așa din când în când, mai citesc, știu câte ceva, dar aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că cu toții trebuie să știm cuvântul lui Dumnezeu, cu toții trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu, cu toții trebuie să îl căutăm și să îl descoperim pe Dumnezeu, să îl cunoaștem pe El din cuvântul Său. Dumnezeu ne-a trimis Biblia, cartea aceasta sfântă, ca să-L descoperim pe El. Aici ne arată standardul de sfințenie a lui Dumnezeu, ne arată lucrările minunate pe care le face Dumnezeu, le-a făcut în trecut și pe care le face dacă îl credem pe cuvânt în mijlocul nostru. Biblia este o încurajare pentru noi, este o mângâiere. Cum aflu ce așteaptă Dumnezeu de la mine dacă nu din cuvântul Său? Cum aflu calea spre mântuire dacă nu din cuvântul lui Dumnezeu? De aceea trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Știm multe alte lucruri, știm ce se întâmplă partea cealaltă a lumii, în America, știm ce decizii se iau, citim ziaruri, informații, statistici, cunoaștem ceea ce se întâmplă, ceea ce este nou în tehnologie, dar de multe ori
nu citim cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori nu știm ce îi place lui Dumnezeu. Nu ne interesăm datorită faptului că poate credem că este un lucru învechit, Biblia. Este o carte de istorie. Este cartea lui Dumnezeu valabilă și astăzi pentru noi. Slăviți să fie Dumnezeu. De aceea trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu și să-l studiem. Întrebarea Domnului Iisus pentru acest tânăr, cred că era, știi cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând trebuie să cunoști Evanghelia, trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu pentru a merge pe calea aceasta mântuirii. Doamne, dar cum să le știu dacă poate nu le citesc? Doamne, cum să știu dacă nu-l memorez? Cum să fac față ispitei dacă eu nu memorez cuvântul tău? Domnul Iisus a memorat cuvântul Vechiului Testament și a știut să se împotrivească potrivit cu ispita care i-a dus-o Satan înainte. Cum? Prin cuvântul Scripturii. Uite ce spune Dumnezeu, eu mă bazez pe ceea ce spune Dumnezeu. Dar dacă nu ai o bază, nu poți pe ideile noastre, nu ne putem baza pe ideile noastre. Noi putem face față ispitei doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. Noi vorbim lui Dumnezeu prin rugăciune și Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său. Dar dacă eu am Biblia închisă, cum poate Dumnezeu să-mi vorbească? Și uneori poate ne rugăm la casele noastre, dimineață, la amiază, seara, în timpul obișnuit pe care îl avem noi de rugăciune, poate seara mai mult. De obicei poate nu citim, nu deschidem Sfânta Scriptură și ar trebui, cred personal, ar trebui mai întâi să deschidem Biblia și apoi să ne rugăm. De multe ori spunem, Doamne, uite, am să spun lucrul ăsta, uite, vreau să-ți cer și nu-i dau voie cuvântul lui Dumnezeu să-mi vorbească. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze și să dăm mult mai multă importanță cuvântului Dumnezeu. Ce să fac, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Trebuie să știu cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cercetez cuvântul lui Dumnezeu. Și poate îl întrebi Dumnezeu, Doamne, vreau să știu dacă mă mai iubești, că nu mai aud vocea ta, vreau să știu dacă mă iubești. Și eu stau cu Biblia închisă și Dumnezeu spune că eu te iubesc cu o iubire veșnică, ai preț în ochii mei și dau popoare, dau neamuri pentru tine. Aceasta scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă eu nu citesc Biblia, cum aflu cuvântul lui Dumnezeu? Dar vreau să-mi vorbești, Doamne, vorbește-mi cumva. Mă iubești? Da, te iubesc. Deschide cuvântul meu și vei vedea că eu îți vorbesc ție. Doamne, mai ai iertare pentru mine? Da. Mai am iertare, dar eu stau cu Biblia închisă și vreau să aflu dacă Dumnezeu mă mai iartă pentru păcatul care mă mustră în conștiința mea. Da, Dumnezeu te iartă. În Ioan 1:9 spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Eu mărturisesc păcatul, mă pocăiesc și îmi plâng păcatul și prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, El mă iartă. Lăudat să fie Dumnezeu. Aceasta spune cuvântul Său. Cuvântul Domnului. Poate ne întrebăm, Doamne, vreau să știu care este calea spre mântuire, vreau să fiu și eu salvat și nu înțeleg cum, ce trebuie să fac. Și cuvântul Dumnezeu ne vorbește, dar trebuie să deschidem Biblia, trebuie să deschidem cuvântul Său, să citim personal și El să ne vorbească inimii noastre. Vorbește în 1 Ioan 5:11 și 12 și versetul 13. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viață. Și spune mai departe Ioan, v-am scris aceste lucruri. De ce le-a scris? Ca să le citiți. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viață veșnică. De aceea trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu și să credem, pentru că El ne vorbește. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În Ioan capitolul 17:3 spune că viața veșnică este aceasta. Care? Că sunt curios, vreau să aflu. Care este viața veșnică? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Care este viața veșnică? Să te cunoască pe tine. De unde te cunoaște pe tine? Din cuvântul Său, prin experiență personală, dintr-o relație de încredere în Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dar Biblia ne descrie care sunt lucrările lui Dumnezeu, ce mare Dumnezeu avem. Și noi trebuie să ne încredem în El și atunci avem experiențe personale prin credință în Dumnezeu. De aceea trebuie să Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Acolo ne se vorbește că El este singurul Dumnezeu, adevărat.
Îi spune Dumnezeu poporului Israel, opriți-vă, opriți-vă din alergarea voastră și vreau să știți astăzi că și eu sunt Dumnezeu. Eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Și noi trebuie să ne oprim și să recunoaștem lucrul acesta. Și citim din Scriptură, citim că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu născut prin Fecioara Marie, zămăslit de la Duhul Sfânt. Știm că a trăit o viață perfectă, neprihănită, timp de 33 de ani și apoi s-a înălțat, a murit pentru păcatele noastre, a înviat după 3 zile și s-a înălțat la cer, s-a dus să ne pregătească un loc și nu ne-a lăsat singuri, ne-a trimis Mângâietorul Duhul Sfânt, binecuvântat să fie Iisus Hristos. Și noi aflăm toate lucrurile acestea sau despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos din cuvântul Său. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domnul Iisus Hristos în Ioan 5:39 spunea că cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Ce trebuie să cercetăm? Scriptura, ea ne conduce spre viața veșnică. Ea ne arată calea spre viața veșnică, dar noi trebuie să cercetăm. Asta spunea Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a cercetat Scriptura, a studiat Cuvântul lui Dumnezeu și noi de asemenea cu atât mai mult trebuie să căutăm să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbim despre viața veșnică, vorbim despre studierea Cuvântului Dumnezeu, vorbim despre o relație cu Cuvântul strânsă și apropiată, cercetați Scripturile și veți găsi viața veșnică. Nu spune citiți din când aveți timp, citiți 5 minute la zi sau cercetați. Vedeți că dragostea noastră pentru Dumnezeu se măsoară cu timpul, dacă aș putea să spun, pe care îl petreci cu persoana iubită. Dacă iubești un lucru, observați cât de mult timp petreci cu el. Dacă iubești o persoană, observă cât de mult timp cauți să petreci cu acea persoană. Cât timp stăm cu Dumnezeu? În rugăciune sau în citirea cuvântului? Sau la părtășie? De aceea cred că cu toții trebuie să creștem în direcția aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne cerceteze. O, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta ne vorbește în dimineața aceasta, Dumnezeu, binecuvântat să fii Iisus. Trebuie să cunoaștem poruncile lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? În al doilea rând, trebuie să avem o credință puternică în jertfa Domnului Iisus Hristos, în meritele Lui. Credința în Domnul Iisus Hristos aduce siguranța vieții veșnice, siguranța mântuirii. Și în versetul 22 ne vorbește: când a auzit Iisus aceste vorbe, că El păzește cuvântul lui Dumnezeu, i-a zis: îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Lasă tot în urma ta, tot ceea ce este pământesc, tot ceea ce iubești și are locul 1 în viața ta, lasă-l și urmează-l pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta îți asigură viața veșnică. Un singur lucru îți mai lipsește și ai completat. Vei merge în împărăția cerului. Ai viața asigurată și o vei moșteni. Ești dispus să renunți la lume? Ești dispus să renunți la ceea ce iubești tu mai mult? La lucrurile poate care îți ocupă tot timpul, din timpul care trebuie să-l dedici Scripturii și lui Dumnezeu? Prin cunoașterea cuvântului Dumnezeu, am spus că în primul rând avem viață veșnică și poate unii spun, dar și farisei cunoșteau Scriptura, ei nu aveau viață veșnică. Este adevărat, cunoșteau Scriptura și l-au avut pe Mântuitorul înaintea lor, l-au cunoscut, au văzut minunile lui și totuși n-au crezut că este Fiul lui Dumnezeu. N-au crezut că este Fiul lui Dumnezeu și cu părere de rău nu au avut parte de viața veșnică. Este foarte trist să ai Biblia în casă și să nu citești Biblia. Este foarte trist să ai Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu în casă și să nu citești Biblia și să crezi în Iisus Hristos. Ci credința în Domnul Iisus Hristos aduce siguranța vieții veșnice. Domnul Iisus Hristos este ușa către împărăția lui Dumnezeu. Aș dori să citesc Ioan, capitolul 3, de la versetul 14 până la versetul 21 și să observăm cât de importantă este credința în Domnul Iisus Hristos. Vom citi și versetul de aur, care spun unii că este versetul de aur al Scripturii. Aș dori să citesc acest text.
Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. De ce? Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oricine crede în El. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, cine crede în Iisus Hristos, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Observați, oricine crede în Iisus are viață veșnică. Și nu vine la judecată, nu are parte de judecată. Eu aș fi foarte curios, care ar fi întrebarea care ne-ar pune Dumnezeu atunci când vom fi la judecată înaintea Lui? Vreau să știu ce fel de păcate ai făcut. Vreau să știu câte păcate ai făcut. Tu ai mai multe, tu ai mai puține. Ne va cântări oare Dumnezeu păcatele? Sau va spune, vreau să știu, ai crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu? Ai crezut? Ok, poftim în cer. N-ai crezut în Iisus Hristos? Ok, te rog frumos, poftim, în iad. Credința în Domnul Iisus Hristos ne asigură viața veșnică. Deci este foarte important să ne punem întrebarea în dimineața aceasta. Cred în Iisus Hristos? Mi-am pus toată încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos, în meritele Lui? Cred eu că aș putea să merit să merg în cer? Nu. În niciun caz, oricât de bun aș fi, oricât de mult am păzit legea, am citit cuvântul lui Dumnezeu, am postit și am făcut, nu am intrare pe meritul meu în cer, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus spunea în, dacă dăm o pagină mai departe, Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 5 cu versetul 24, adevărat, adevărat îți spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Nu mai are judecata pentru sentința morții. Noi vom fi oarecum judecați pentru slujire, pentru răsplată. Acesta este un alt cuvânt. Dar pentru judecata, pentru osândirea, pentru păcat sau osândirea păcatului, noi nu vom mai avea parte. Pentru că am crezut în Iisus Hristos, când vom fi la judecată, Dumnezeu ne va privi și va spune, vreau să văd dacă ai haina mântuirii, haina neprihănirii lui Iisus Hristos, l-ai primit pe El, îl ai în inimă, poftim, privește, raiul este pentru tine, lăuda să fie Dumnezeu. De aceea este extrem de important să credem în jertfa Domnului Iisus. În textul nostru, dacă dăm o pagină mai departe, în capitolul 19, ni se vorbește despre alt bogat. Acest bogat, tânărul bogat, a plecat întristat acasă. De ce? Pentru că era foarte bogat și s-a pus această condiție sau cerință să renunțe la bogățiile lui care și-a lipit inima de ele. Și a spus, du-te, vinde tot ce ai și vino și urmează-mă. Dar vedem că în capitolul 19 întâlnim un alt bogat, bogatul Zacheu sau Zacheu Vameșul. Și acest om s-a urcat în copac să-L vadă pe Iisus și Domnul Iisus l-a văzut și a zis, Zachee, dă-te jos, astăzi vreau să intru în casa ta, astăzi mântuirea a intrat în casa ta. Și Zacheu l-a primit cu bucurie pe Domnul Iisus, a ascultat cuvântul, a crezut în Iisus Hristos și a primit viața veșnică. Și nu i-a cerut Domnul Iisus, Zachee, dăm jumate din împărăția ta, sau dacă nu, scuzați-mă, vinde tot ce ai sau vinde jumate din bogăția ta și de la săraci. Nu, din proprie inițiativă, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, pentru mine nu mai prețuiește bogățiile acestea, lucrurile materiale, decât viața veșnică, decât pe Iisus Hristos să-L am în inimă. Dacă am năpustit pe cineva, ce spune legea? Că este greșit să înșeli, să urăști pe fratele. Dacă am năpustit pe cineva, îi voi da împătrit. De la sine a pornit, din inima lui, dorința de a-și pune viața în rânduială. Deci este o mare diferență între tânărul bogat și Zacheu.
Zacheu strânge cuvântul în inimă și are mai mult preț pentru el decât bogățiile și lumea aceasta, dar pentru acest tânăr n-a putut să renunțe și a plecat întristat. Și este trist ca noi să reacționăm în acest mod înaintea cuvântului Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze în dimineața aceasta și să ne dea înțelepciune, să înțelegem că cunoașterea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu ne conduce către viața veșnică și credința lui Dumnezeu, deja intrăm în ea. Credința în Iisus Hristos, acceptarea Domnului Iisus Hristos, meritele Domnului Iisus Hristos. El a plătit pentru noi și noi suntem răscumpărații Domnului Iisus Hristos, răscumpărații lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea înțelepciune, să-L alegem pe El cu orice preț, orice ar trebui să renunțăm în viața aceasta, să-L alegem pe Iisus Hristos, binecuvântat să fie în veci. Amin.